Salutare lumea și bine ați venit la un nou episod de promovări, dar înainte ca de a începe cu promovările propriu zise, trebuie mai întâi să vă prezint ceva. Este ceva făcut de Junior Mike, care mie chiar îmi place, toate că au, cum să spun, ceva cu marihuana, nu știu ce are cu marihuana, dar mă rog, mie chiar îmi plac. Tata asta chiar o ieși fain. Se pare cam simplist, dar mă rog. Asta e foarte amuzant. Asta este ciudat, dar mă rog. Îmi place foarte mult cum a ieșit asta. A ieșit chiar super. Și asta a ieșit chiar fain. Bun, asta vreau să vă arăt. Ceea ce a făcut el face foarte fain, toate că totul e marihuana. Canalul lui o să-l aveți în descriere. Dacă vreți să vedeți și altceva de la el. Bun, acum, promovările propriu zise. Am spus că fac asta. Da, cred că am să opresc aici. Glumesc. Hai să începem cu promovările propriu zise. Canal este The Master 4999. Nu vreau să jignesc, chiar nu vreau să jignesc, dar fraților, când puneți ceva numere, spuneți și măcar motivul și dacă e numai la întâmplare, spuneți și motivul. Mie chiar îmi place ce face asta pe canal, îmi place foarte mult. De exemplu, am făcut așa un video de opinie că să nu jucați Lucius. Face și alte videouri chiar faine, deci mie chiar îmi plac. Resonance. Ah, se pare cunoscut, dar nu cred. Legacy of Kain. Ah, mă rog, văd că au făcut și cu Minecraft. Floare uriață. Da. Ah, cred că la tine am văzut asta. Harta asta superă Minecraft. Venirea în țara regiului Mihai în Paștele anului 1992. Asta este serii mai vechi, presupun. Dar cred că tu ești asta, noul, să zic. Promovare gameplay dublu. Mă rog, face și cu ceva giveaway. Dacă vi se pare că el merită un subscribe, dați un subscribe. Eu zic că merită, pentru că el chiar se descurcă. Și nu știu care am văzut. Da, asta, de exemplu. Nu mi se pare că Slender e un joc horror. Ma, nici mie nu mi se pare un joc horror Slender, dar are și el o mică parte horror. Doar atunci când vine în spatele tău și mă înțelegeți voi. Da, ceva sfaturi. Fă mai des. Asta ar fi în primul caz, pentru că 2 săptămâni nu prea ai încărcat. Nu știu de ce. Că tu chiar te descurci. Iota! Că
o săptămână și aș pe vizualizări, giveaway, 131 de abonați. Asta duce la ceva spunând că unii se abonează doar pentru giveaway. Sau promovări. Mă rog. Nu intru în detalii. Nu pentru asta fac acest video. Ma, eu zic să continui, pentru că face o treabă chiar super și sper să putem face ceva cop. Scuzați, dragii mei abonați, dar Barbie Cop nu există. Deci, visele voastre sunt distruse, într-adevăr. Următorul este Eros 1 Ize, cred că e Erosize, da, mă rog. Este un designer care văd că se pricepe chiar fine. Văd că o să pună și un preț pe background, dar poate fi ieftin. Dar văd că le face chiar fain, după părerea mea. Dați un subscribe dacă credeți că merită sprijinul. Un designer, cred că foarte bun și designerii neapărat trebuie promovați. Că doar în tine o să ne facă background-ul de YouTube. Noi, cu paint. Amu, nu e jignire sau ceva, dar... Și ăștia sunt de folos. Corect? Corect. Sfaturi utile. Ține tot așa și atât, că altceva nu prea am ce să-ți spun, că what the fuck? Are 5 videouri fiecare de minim 12 și cum dracu are 5? Freaky YouTube is scaring the shit out of me. Mă rog. Da, cam asta a fost. Și sper ca, nu știu, dacă vrei să faci și mie ceva thumbnail sau ceva artwork, cum crezi tu? Eros, ai înțeles? Ok. Următorul. Dark Dănuț Tez. Ma, asta nu e ca și oricare gamer din România care face cu voce bla bla bla, dar eu zic că se descurcă chiar fain. Și uite, are și, uitați, are și un intro fain. 6. Taci. Măcar până la 200 de abonați ajungă. M-au și tastatură genius. They think? Are și volan. Aștept de 500 de giga. Ai tă și eu vreau din ăla. Și eu vreau, ba nu, și eu vreau, că vrea și Hiroshima. Bine. Eu zic că se descurcă, eu zic că asta chiar se descurcă, cu toate că nu face cu voce. Face cu Far Cry 3, Crysis 2, Sanctum, asta nu știu. Arctic Combat. Kiverly Medieval Warfare. Counter-Strike. Mă, amu, nu sigur dacă face cu voce sau nu, că eu m-am uitat doar la unele videouri, nu la tătie. Dați-mi un subscribe dacă credeți că merită. Să fiu sincer, eu nu cred că o să mă abonez. Ah, și este aici un giveaway, dacă vreți să participați la el. Giveaway la Far Cry 3. Și că vrea toată lumea. Să fiu sincer, nu știu de ce vrei jocul ăla, dar mă rog. Dar pentru că joacă nu știu cine, nu înseamnă că trebuie să-l aveți și voi. Să vă dați voi mare, mă rog. Unii au motivele lor și eu n-ar trebui să mă bag. Următorul este Black Ant 1400 sau Blăcuț Andrei. Asta e chiar un tip super, adică chiar se descurcă. Face cu Devil May Cry, Minecraft. Și văd că face și cu Tekkit.
făcut și un test. Văd că au făcut mai multe videouri cu Tekkit. Dați un subscribe dacă credeți că merită, că eu zic că se descurcă chiar super. Ok. Ce așteptă... Ce va aștepta oare ăsta? Ah, da, sfaturile utile. Încearcă să... Văd că ai încărcat acum 17 ore, asta înseamnă în seara. Cred că încarci două videouri pe zi, dacă nu mă înșel. E ok, dar ar fi și mai ok dacă ai pune un singur video pe zi, dacă vrei să ai vizualizări mai multe, părerea mea. Altceva. Încearcă să faci mai diversificat, că văd că de 4 zile numai cu Minecraft faci. Și pe mine mă enervează. Nu că mă enervează ceva, dar încearcă să mai pui și altceva câteodată, că văd că mare parte numai Minecraft ai. E, asta nu-i jignirea sau ceva, sau că-mi bag joc de canal. Nu, eu zic să se... Eu dau niște sfaturi, niște opinii asupra canalului. Asta mă refer. Ok. Cam asta a fost și pentru acest canal. Și ține tot așa. Următorul este Eddie Prototype. Nu prea au făcut videouri. Nu face cu voce, dar au făcut cu jocul Gun, cu Call of Duty, Medal of Honor. Dați un subscribe dacă credeți că merită. Părerea mea este că eu nu cred că o să mă apuc la acest canal, că nu din cauza că nu e pusă vocea sau ceva, ba din contră. Din cauza că nu prea îmi plac jocurile alea. Și văd că... de două zile nu m-a încărcat. Ok. Cum dracu a făcut 21 de vizualizări și are numai 15 abonați? Ok, asta e ciudat. YouTube is trolling me. For fuck's sake. Glumesc. Bun. Sfaturi utile. Încearcă să pui mai des. Am un muzic 3 videouri pe oră. Am muzic așa, un video pe zi. Un video pe 2 zile. Așa ar fi mai bine, părerea mea. Și ține tot așa. Și dacă e, să faci și cu voce. Dacă vrei. Asta e bineînțeles. La decizia ta. Următorul este Eliminator's Channel. Tipul ăsta e fenomenal. A făcut cu Corridor, care e un joc atât de epic. A făcut cu Slender. Slender Sanatorium. Văd că e nou pe YouTube. 24 noiembrie 2012. E cam nou, nu glumă. Hai că îi dau un subscribe, că mie chiar îmi place ce face tipul ăsta. Ajutați-l să ajungă până la vreo 100-150, măcar 150. Că tipul ăsta chiar se descurcă. Ok. Și sfaturile tale. Aici e aceeași problemă cum a fost și la Black Ant 1400, parcă Blăcuța Andrei sau Blacut, nu știu cum dracu-i numele ăla, îmi pare rău. Încarci prea des, încearcă doar un video Doamne ferce cu mine. Încearcă un video pe zi și apoi vezi efectul, că văd că încarci cam... Priad, yes. Într-adevăr, trebuie să film, să înregistrez mult, dar să nu pui prea des, dacă știi la ce mă refer. Atât. Și cu canalul ăsta și ține tot așa. Ultimul este The Gaming Eric. Face cu Minecraft, cu Call of Duty. Ce mi-a plăcut la canalul ăsta este că a făcut diversificat, adică într-adevăr face foarte mult cu Minecraft, dar uitați, am făcut un commentary, un custom map cu Minecraft, a făcut Saints Row the Third, Call of Duty Black Ops 2, a făcut, nu e de fapt Slender, e Survivors, dar mă rog. Jocuri cu prietenii,
Româna pocita naibii. Jocuri. Sfat util. Învață româna corect. Că și eu, nu zic că eu sunt perfect, dar am în serios. Când vezi că e o problemă cu titlul, că nu sună bine, schimbă-l. Ca pe eu să zică lumea: oh, da, asta e ungăr. Ok, un alt sfat util. Asta n-are logică. Adică nu îl dau la oricine. Care oricine, frate, dacă ai doar 65 de abonați? Adică, dacă își cere ID-ul de Skype, dă-i că poate vrea să vorbească cu tine, că nu știu ce. Deci, nu jignesc sau ceva, dar amu, haideți să gândim logic. Eu am 600 și ceva de abonați și dau ID-ul de Skype până la oricine. Chiar și la americanele dau ID-ul meu de Skype. Teoretic, la unii le... ce? Le dau, cum să spun, le cer contact request sau ceva de genul. Dar am un serios. Gândiți-vă, sunteți noi pe YouTube, 50-60 de abonați. Dacă spuneți Skype nu dau la oricine, nu ajungeți niciunde. Încercați să vă faceți și mai cunoscuți. Dacă vă dați ID-ul de Skype, veți fi mai cunoscuți. Asta e părerea mea. Adică, dați ID-ul de Skype la cineva, bun. Și apoi el, acea persoană care a primit ID-ul, o să-și dea seama că tu ești ăla de pe YouTube. Asta e părerea mea. Nu știu cum e părerea voastră, dar... nu știu cum e părerea ta, Eric, dar... fă ce vrei. Pe mine chiar nu mă interesează cum faci cu ID-ul tot de Skype. Pe mine nu mă interesează, ți-am dat doar o idee, un sfat, să zic. O altă chestie. Cam atât ar fi. Bun, dar cam asta a fost și pentru acest episod de promovări. Info video nu cred că o să fac, pentru că deja mi-au scurs timpul și chiar nu mai chef să înregistrez, pentru că s-a obosit. Am și ratat olimpiada de matematică. Shit. Pentru că m-am trezit prea târziu. 9:30, for fuck's sake. Și ne vedem data viitoare cu ce mai face. Până atunci, eu vă zic la revedere!